Aceasta este cuvântul Domnului pentru seara aceasta. Vreau să încep să vă spun că sunt oameni care într-un interval foarte scurt de timp experimentează lucruri deosebit de dramatice, schimbări extraordinare în viața lor. Iată femeia aceasta, cu câteva ore, dacă vreți, înainte, a crezut că este una dintre cele mai fericite zile din viața ei, probabil. Apoi a fost înhățată, înșfăcată pur și simplu, trasă de păr în mijlocul cetății, în rușinea întregului popor, aruncată în fața Mântuitorului, în fața judecătorului, și nu a unui judecător oarecare, ci cel mai mare judecător a tuturor timpurilor, judecătorul Universului, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dintr-o dată trece la extrema cealaltă a vieții ei, este condamnată la moarte, știe sentința care urmează, așteaptă pietrele să se rostogolească peste ea și apoi, în final, aude cuvintele Mântuitorului: ești iertată, du-te și să nu mai păcătuiești. Într-adevăr, o zi teribilă, o zi îngrozitoare, o zi care nu și-o dorește nimeni în viață. Dar o zi care se termină totuși bine. O femeie care experimentează într-un timp foarte scurt asemenea emoții, de la culmele înalte ale fericirii până la abisul, la gropile abisale ale disperării, ale necazului. Femeia aceasta este supusă unei gimnastici emoționale fără precedent. Femeia aceasta îl întâlnește pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos, într-un mod complet nepregătită. Îl întâlnește pe Mântuitorul într-una dintre cele mai nefericite zile din viața ei. Haideți să-l vedem cum se poartă Mântuitorul cu astfel de femeie. Vreau să vă spun că în literatura musulmană există o asemenea întâlnire a lui Mahomed cu o femeie păcătoasă. O femeie păcătoasă a fost prinsă și dusă la Mahomed. Știți ce a făcut Mahomed cu ea? Simplu, a lăsat să fie omorâtă cu pietre, și o religie întreagă și astăzi face exact același lucru ce a făcut întemeitorul ei. Astăzi, în lumea musulmană, o femeie prinsă în curvie sau pur și simplu învinovățită de bărbatul ei, o femeie de care vrea să scape un bărbat rău, este omorâtă cu pietre și în zilele noastre, în zilele noastre moderne. Domnul Iisus însă se poartă cu femeia aceasta într-un mod neașteptat, într-un mod șocant, se poartă ca un Dumnezeu care iubește ființa umană și care este gata să ierte. Haideți să privim puțin la femeia aceasta păcătoasă, condamnată. Este o păcătoasă condamnată de propriul ei păcat. Păcatul acestei femei este că ea a fost surprinsă în adulter. Este surprinsă în faptă de către oamenii care o duc la judecată. Este învinovată în ochii lumii și este vinovată în ochii lui Dumnezeu. Orice păcat pe care noi îl facem este împotriva lui Dumnezeu, care a stabilit că plata păcatului este moartea în acest univers pe care îl conduce El. Orice păcat al nostru este împotriva noastră și a umanității. Este la fel de grav dacă se petrece la nivelul trupului, al minții sau al sentimentelor noastre. Fiecare dintre noi suntem vinovați, indiferent dacă admitem sau nu păcatul acesta. Femeia aceasta nu mai poate să-l conteste. A fost surprinsă în acest păcat și este târâtă la judecată. Cine își ascunde fără de legea, spune Proverbe, capitolul 28, versetul 13, nu propășește, dar cine le mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, nu înaintează în viață. Așa cum am învățat la prima predică în această seară, dacă nu iertăm, nu vom propăși. Dacă nu ne mărturisim fără de legile, nu vom propăși în viața noastră. În al doilea rând, femeia aceasta trăiește una dintre cele mai grele zile din viața ei,
Nu cred că ea a suferit o rușine mai mare decât aceasta. Gândiți-vă la femeia aceasta, ce rușine poate să fie pe ea. Probabil că dușmanii ei, oamenii care au surprins-o, bărbații aceia, farisei din timpul acela, nu i-au dat timp să se îmbrace mai decent. Oamenii care comit asemenea păcate nu sunt îmbrăcați decent. A fost târât așa cum a fost găsită în public. Pe lângă păcatul de care este acuzată, modul în care ea este mai degrabă dezbrăcată decât îmbrăcată în situația aceasta, o face să se simtă atât de rușinată, pentru că păcatul este rușinea popoarelor, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul produce întotdeauna rușine. Păcatele făcute în ascuns, spune Sfânta Scriptură, vor fi date la lumină. Gândiți-vă numai la experiența lui David. David a crezut că totul ce s-a întâmplat a fost numai în ascuns, n-a văzut nimeni. Dar Dumnezeu i-a dat pe față păcatul acela. Va veni o zi când vom sta față în față cu Domnul. Vom sta față în față cu El. Și nu știu ce o să faci când o să spună Domnul ecranele alea în față, tinere. Nu știu cum o să te porți și ce culoare are să aibă fața ta când o să spună Domnul site-urile pe care le vizitezi. Okay? Nu știu dacă o să mai râzi atunci. Cred că rușinea aceea va fi teribilă. Va fi teribilă. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Cartea Apocalipsei, la capitolul 20, versetul 11, și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Sunt niște cărți care se scriu continuu. Faptele noastre, păcatele noastre, sunt înregistrate undeva. Se vor deschide cărțile în vremea aceea, spune Sfânta Scriptură, și toți oamenii vor fi judecați după ce scrie în cărțile acelea. Ce zi îngrozitoare va fi pentru cei mai mulți oameni. Femeia aceasta care este prinsă în păcat, care trăiește clipa aceasta așa de rușine, este o femeie condamnată. Este o femeie asupra căreia s-a pronunțat deja o sentință. Acuzatorii aveau dreptate. Potrivit legii, femeia aceasta trebuie să moară. În Leviticul, capitolul 20, versetul 10, cuvântul Domnului spune foarte clar: dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproapelui său, omul acela și femeia aceea sunt preacurvari, să fie pedepsiți cu moartea. Să fie pedepsiți cu moartea. Sentința era rostită. Nu trebuia nicio altă judecată. Era spusă sentința încă de la Moise. Era o mică problemă, dar unde este partenerul, unde este bărbatul acela? Trebuia omorât și el, nu-i așa? Probabil că bărbatul acesta făcea parte din complotul și din înșenarea aceasta la care participau mai marii lui Israel. O fi fugit? O fi scăpat? Numai femeia aceasta a fost mai slabă și a încăput pe mâinile acestor farisei, mâinile acestor oameni fără inimă? Nu știm. Dar probabil că aceasta este singura șansă când ești prins asupra păcatului să fugi, dar să fugi unde trebuie, să fugi la Domnul, să fugi în brațele Mântuitorului, să fugi să-ți ceri iertare, să fugi și să te pocăiești în fața lui Dumnezeu. Aș vrea apoi, în al doilea rând, să ne gândim puțin la scenarea aceasta plină de cruzime la care este supusă femeia aceasta. Am ales pentru imaginile de aici câteva dintre picturile clasice care reflectă scena aceasta. Fiecare dintre pictori și-au imaginat-o. Aș vrea să ne gândim puțin la planul pe care îl fac acuzatorii acestei femei. Este un plan foarte bine gândit. Iisus urma să fie prins într-o dilemă. Orice variantă după gândirea acestor farisei este fatală Domnului Iisus Hristos. Farisei și oamenii aceștia ai legii gândesc cam așa: îl vom provoca pe Mântuitorul, îi vom expune
situația aceasta și este într-o dilemă, indiferent ce alege, o să iasă rău. Dacă nu condamnă femeia aceasta, dacă o iartă, înseamnă că este împotriva legii lui Moise, îl putem noi condamna pe el pentru că calcă legea lui Moise și iese rău din varianta asta. Dacă pe partea cealaltă o condamnă la moarte pe această femeie, calcă legile Romei. Romanii erau mult mai umani în legile lor decât evreii. Și apoi, fiind forța care domina peste națiune, nu dădeau voie evreilor să-și facă de cap. Nu puteai să omori pe cine vrei tu în vremea aceea, chiar dacă spunea legea așa. Legea romană îți dădea dreptul să te judece cineva, să te duci la judecată. Și apoi romanii nu prea se omorau cu asemenea păcate, nu-i așa? Parcă trăim vremurile moderne de astăzi. Și pe atunci nu era niciun fel de păcat, nu, să îți înșeli nevasta. Spuneau romanii că pe vremurile acelea, de fapt istoricii spun că romanii divorțau ca să se căsătorească și se căsătoreau ca să divorțeze. Asta era dinamica relațiilor de familie din vremea aceea. Dacă Mântuitorul, deci, accepta ca această femeie să fie condamnată la moarte, călca legile romane și îl dădeau pe mâna romanilor pe Mântuitorul. Apoi, buna reputație pe care Domnul Iisus Hristos o are ca prieten al vameșilor și a păcătoșilor, era pusă imediat sub semnul întrebării, își pierdea această bună reputație de a fi prietenul vameșilor și a păcătoșilor, dacă el pe păcătoși îi dă la moarte, nu-i așa? Fariseii, ca legaliștii de astăzi, sacrificau femeia aceasta de dragul planului lor, de dragul regulilor lor. Nu s-au gândit la sentimentele acestei femei, nu s-au gândit la soarta acestei femei, au folosit-o ca pe un obiect ca să-l ispitească și să-l provoace pe Mântuitorul în felul acesta. Sunt totuși niște șahiști foarte nepricepuți. Cei care jucați șah și ați jucat șah, eram în armată și singura noastră îndeletnicire în armată era să jucăm șah. Trebuia să studiem regulamentele și jucăm șah în tot timpul. Regula șahului este foarte, foarte simplă. Cu cât ești mai inteligent și prevezi mutările în avans ale dușmanului tău, cu atât ai șanse să câștigi meciul, să câștigi jocul. Fariseii însă sunt niște șahiști foarte nepricepuți. Nu socotesc mutările Domnului. Ei nu știu cu cine au de-a face. Problema lor este foarte simplă. Planul ar fi reușit cu oricare dintre oameni. Dar ei nu știau că în fața lor nu era un om obișnuit. În fața lor era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oamenii nu reacționează întotdeauna cum credem noi. Nu-i așa? În gândirea noastră urmează cam așa. Domnule, dacă fac asta, el o să facă asta. Nu întotdeauna va face celălalt ceea ce crezi tu. Și dacă celălalt este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, surpriza poate să fie mult mai mare decât oricare alta. Planul ar fi reușit, dar aveau de-a face cu Domnul Iisus și Domnul Iisus nu joacă după regulile noastre. El este mult mai inteligent decât noi. Este mult mai profund decât mintea noastră umană. În primul rând, Domnul Iisus Hristos i-a ignorat. Pur și simplu nu i-a băgat în seamă. Toți se frământau, se agitau, unul urla mai tare ca celălalt, acuzații o aruncaseră pe femeia aceasta la picioarele Mântuitorului și Domnul scrie cu degetul pe nisip, scrie cu degetul pe pământ. Nu-i aude deloc, nu-i bagă în seamă, el este preocupat de altceva. Domnul îi ignoră, scrie cu degetul pe pământ. Oare ce scria Domnul Iisus Hristos cu degetul pe pământ? Să fim sinceri, nu putem să știm. Putem să avem idei, putem să emitem tot felul de presupuneri, dar nu știm, sincer că nu știm ce scrie. Cineva spunea că ar fi scris cele 10 porunci. Nu le-a scris el prima dată, nu degetul lui le-a scris prima dată, le putea scrie din nou.
Poruncile care, de fapt, ăștia le călcau de-a binelea, cu toții. Alții spun că Domnul ar fi scris numele acestor acuzatori. În Eremia, capitolul 17, versetul 13, spune că numele celor care se abat de la mine, spune Domnul, vor fi scrise pe pământ. Poate că și-au văzut fiecare numele, cum Domnul face o listă cu numele lor scrise pe pământ. Cred că s-au îngrozit. Sau poate, spune cineva, Domnul ar fi scris exact Leviticul 20 cu 10 versetele acelea din lege care condamnă un asemenea păcat. Sau, spune cineva, Domnul ar fi scris numele alu girlfriends, alu ăștia. Numele femeile cu care păcătuiseră ăștia foarte recent. Că Domnul știa exact ce a făcut fiecare. S-ar fi putut să fie numele girlfriends-lor. Lor. Sau poate zicea cineva, ar fi scris un singur cuvânt, iertare, forgiveness, iertare, scria Domnul. Nu știu ce a scris, dar indiferent ce ar fi scris, ori una din asta sau complet altceva, nu știm, cert este că gestul Mântuitorului era menit în primul rând să ignore larma pe care o făceau ăștia, acuzațiile lor. Și apoi Domnul i-a expus pe acuzatorii. S-a ridicat dintr-o dată de la pământ, s-a uitat în ochii lor și a spus, ok, cine dintre voi n-are niciun păcat, să ia primul piatra și să lovească. Loviți, băieți! Dacă voi n-aveți niciun păcat, omorâți-o pe femeia asta. Dintr-o dată s-a stins toată larma aceea, toți gălăcioșii, toți entuziaștii acestei răscoale, se lasă o liniște totală și se aud pietrele cum cad la pământ, una câte una. Una câte una. A fost un moment în viața mea, în cariera mea de păstor, când biserica s-a transformat în sală de judecată. Aparțineam unei denominații care avea ca regulă, dacă biserica pedepsește pe cineva, îl pune sub disciplină, omul acela avea dreptul să se apere în fața Marii Adunări Naționale, în fața Adunării Generale. Și biserica s-a transformat în tribunal și acuzații au venit cu martori, cu tot ce a avut. Biserica n-a avut voie să îi acuze cu nimic, numai să spună ce au făcut și de țet, n-am avut voie să spună nimic. Ei au avut timp la dispoziție cât au vrut ei să se apere, democrația americană. Când s-a terminat tribunalul acela, nu vă spun rezultatele, vă spun numai că după aia mi-am dat demisia din păstor, pentru că am zis, dacă biserica asta se conduce după voturi și nu după scriptură, atunci nu mai pot să păstoresc o asemenea biserică. Biserica voturile iertaseră pe unul care l-a bătut pe un frate în parkingul bisericii. A avut mai multe voturi, a scăpat, a fost iertat. Dacă biserica asta, am zis, spune că este ok să-l bați pe fratele tău, probabil când o să mă împușe ăsta pe mine la un von, nu? O să votați că e ok. It's dangerous să mai fiu păstor și mi-am dat demisia. Dar ce am vrut să vă spun, că la terminarea serviciului, într-una dintre băncile bisericii, s-a găsit o pungă mare cu pietre. Cineva a venit cu pietrele și a vrut să fie dramatic ca pe vremea Mântuitorului, a vrut să vină în față, să le rostogolească și să spună, cine noi vinovați, ia piatră să dea primul. M-am bucurat că am scăpat, că nu le-a folosit. Cine știe cum putea să le folosească. Dar pietrele cad una după alta. După ce cad pietrele, rând pe rând, pleacă și nu rămâne decât marele judecător și marea păcătoasă. Spune Sfânta Scriptură că Mântuitorul în momentele acelea s-a ridicat, s-a uitat la femeia aceea și a întrebat-o, unde sunt pârâșii tăi? Unde sunt cei care te acuzau?
Doamne, a spus el, ia, au plecat toți. Nu mai e niciunul să te condamne, nu. Și Domnul a spus, nici eu nu te condamn, du-te, dar să nu mai păcătuiești, să nu mai faci ceea ce ai făcut. Știți că singurul calificat să dea cu piatra era Domnul Iisus Hristos? Singurul care n-avea niciun păcat. Ceilalți s-au descalificat în fața conștiinței, în fața provocării pe care Dumnezeu le-a făcut-o, au lăsat pietrele și au plecat. Oricine din cei prezenți, oricare, au fost sau descalificat, singurul care era calificat să dea cu piatra era Mântuitorul și el a ales altă variantă, a ales să ierte. Domnul Iisus a iertat-o pe femeia aceasta. Religia a condamnat-o, dar religia, simțindu-se vinovată, a lăsat pietrele și a plecat, a fugit. În ciuda căderii ei, femeia aceasta se bucură de iertarea lui Dumnezeu, se bucură de iertarea Mântuitorului, pentru că Domnul n-a venit să condamne, a venit să ierte. N-a venit să condamne, a venit să salveze pe cei care sunt pierduți. Și dacă era cineva pierdut în momentele acelea, era femeia aceasta. El a venit în această lume pentru că oricine vrea să fie salvat, să poată să primească salvarea prin sângele său de la cruce, prin iertarea care o dăruiește el tuturora. Nici eu nu te condamn, spune Mântuitorul. Acum, dar nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, spune Pavel în Romani 8:1. Apoi, Domnul Iisus o eliberează pe femeia aceasta, o eliberează de viața ei păcătoasă, de patimile ei, de stilul ei de viață. Femeia aceasta este prizonieră faptelor și poftelor firii pământești, este eliberată. Este eliberată să trăiască o viață normală, probabil să se căsătorească, să aibă copii, să aibă o familie, să fie om între oameni, să trăiască o viață de libertate. Foarte multe lucruri mă uimesc la Domnul Iisus Hristos, dar atitudinea aceasta față de păcătos este parcă mai extraordinară decât oricare alta. El, sfințenia întruchipată a unui Dumnezeu desăvârșit sfânt, de trei ori sfânt, față în față cu păcatul acestei femei, manifestă dragoste, iertare, compasiune și atitudinea Mântuitorului schimbă viața acestei femei. Viața acestei femei este o viață diferită din momentul acesta. Vreau să închei seara aceasta cu câteva ilustrații, pentru că ele exprimă atitudinea noastră față în față cu iertarea pe care Hristos o dă fiecăruia dintre noi. Guvernatorul statului era la închisoare și voia să înmâne el în mod personal actul de grațiere a câtorva deținuți. S-au adunat toți deținuții în sala mare a închisorii și printre numele care s-au strigat, numele celor iertați, era Ruben Johnson. Când numele lui Ruben Johnson s-a auzit în sala aceea, toți s-au întors spre Ruben Johnson și Ruben Johnson s-a întors el în spate să vadă, nu este altul cumva. Lumea a spus, tu ești Ruben. S-a ridicat, s-a dus înainte, în față, a primit hârtia aceea de eliberare, s-a dus înapoi în sală și s-a pus pe vechea lui bancă. Când s-a terminat ceremonia aceea și la fluierul gardienilor deținuții s-au încolonat, Ruben s-a dus și s-a încolonat și el mai departe, se meargă înapoi la celulă și a fost strigat imediat, Ruben, tu ești liber, nu trebuie să te mai duci înapoi în celula ta. Sunt oameni așa de obișnuiți cu pușcăria, așa de obișnuiți cu închisoarea, așa de obișnuiți cu păcatul, așa de obișnuiți cu mizeria,
încât nu mai pot să creadă că ei sunt liberi. Să duc înapoi din automatism, din instinct, din obișnuință, înapoi la aceeași celulă, la aceeași închisoare în care ei sunt. Trebuie să le spun alții și uneori de mai multe ori, ești liber, Hristos a murit pentru tine. Nu trebuie să te mai întorci înapoi la potopul acela de desfrâu. Nu trebuie să te mai întorci înapoi la închisoarea patimilor tale. Ești liber. Este așa de greu pentru unii oameni să creadă că ei sunt liberi. O altă ilustrație. Caleb Young era unul dintre politicienii statului Kentucky. El a ajuns să cerceteze cazurile mai multor condamnați la moarte din închisoarea statului său și a descoperit că un bărbat din închisoare fusese condamnat foarte aspru pentru crima pe care el a făcut-o și a intervenit pe lângă guvernatorul statului Kentucky să-l elibereze pe omul acela. A dus dovezi că este nevinovat și a obținut actul de grațiere a acestui om. Caleb Young s-a dus la închisoare, la pușcărie, dornic să anunțe vestea cea bună pe omul închis pentru o fără de lege pe care nu o făcuse, de fapt. L-a luat deoparte în celula lui și i-a spus așa, ce ai face dacă ai putea scăpa așa deodată din închisoare? Ce ai face primul lucru? Primul lucru, a zis omul acesta, m-aș duce, mi-aș lua un pistol și l-aș împușca pe judecătorul care m-a condamnat pe nedrept. Caleb Young n-a zis nimic, nu i-a mai vorbit despre iertare, a ieșit afară, a rupt hârtia aceea în bucăți și a plecat acasă. Era un om care nu merita să fie iertat. Era un om care nu putea ierta. Și oamenii care nu pot ierta, așa cum am auzit în prima predică în această seară, nu vor fi iertați. O ultimă ilustrație și cu care voi încheia în seara aceasta. George Wilson a fost condamnat la moarte pentru jaful unui tren. Datorită sentimentelor publice, scriau ziarele, pedeapsa cu moartea era contestată în anumite cercuri politice în America și președintele Andrew Jackson i-a oferit grațierea acestui individ. I s-a comunicat la închisoare că el este grațiat de președintele Jackson, dar George Wilson a refuzat iertarea președintelui Americii. A urmat o confuzie juridică, nu știau ce să facă Tribunalul Suprem American. Și președintele Tribunalului Suprem American a scris aceste rânduri. O grațiere este un pergament a cărui valoare trebuie să fie determinată de destinatarul iertării. Ea nu poate avea o altă valoare decât ceea ce, pe care i-o dă destinatarul. George Wilson a refuzat să primească grațierea. Nu putem înțelege de ce a făcut-o, dar asta este. George Wilson va trebui să moară. Și a murit. Pentru că a refuzat iertarea. Acum aproape 2000 de ani, Hristos a venit în lumea noastră și a murit la cruce pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este actul de grațiere pe care Dumnezeu l-a dat lumii întregi, fiecărui om, ție, mie, tuturor păcătoșilor. Știți că acest act are aceeași valoare pe care i-o dau eu și tu? Dacă eu îl resping actul acesta, grațierea aceasta, eu voi muri în păcatele mele. Jertfa de la crucea Mântuitorului este validată de decizia mea și a ta. În această seară am văzut o femeie care a căzut așa de jos, într-un păcat atât de murdar, expusă oprobiului public, expusă rușinii publice, condamnării neamului ei.
Față în față cu judecătorul suprem, cu Domnul Iisus Hristos, femeia aceasta primește iertarea Mântuitorului. Este o femeie născută din nou, schimbată, o femeie care este un copil al lui Dumnezeu acum. Pentru că ea a validat iertarea pe care o dădea Mântuitorul. N-a întors spatele acestei iertări. Ori de câte ori se predică Evanghelia, cei care aud mesajul acesta sunt provocați exact de acest lucru. Ce faci cu această iertare care ți s-a dat? O primești sau o respingi? Este decizia ta să rămâi mai departe în închisoare sau să mori datorită păcatelor tale sau să trăiești o viață liberă, liberă în Hristos, iertat, curățat și spălat prin sângele Domnului Iisus. Vreau în această seară să încheiem întâlnirea noastră cu o rugăciune specială, să ne rugăm Domnului pentru două lucruri. Oamenii care ascultă și aud Evanghelia predicată de biserica aceasta, să primească iertarea pe care o oferă Domnul Iisus Hristos prin jertfa de la cruce. Și biserica aceasta să devină un instrument în mâna Domnului Iisus Hristos ca vestea aceasta să audă tot mai mulți oameni. Biserica aceasta să devină un instrument în mâna Domnului Iisus Hristos ca tot mai mulți oameni de pretutindeni, prin intermediul internetului, a televiziunii, să audă vestea cea bună a împăcării cu Dumnezeu prin jertfa de la cruce a Domnului Iisus Hristos. Vă invit să ne ridicăm în picioare acum și să ne rugăm